eu o să am grijă ca el să nu facă bazaconii prin casă. Așa, eu deci să fiu fratele mai mare, da, va supraveghea să fie tot bine. Grijă, da. Iurie, încă un lucru pentru care te-am remarcat ieri, cred, da? Ai criticat, ai îndrăznit să critici un videoclip al lui Ionel Istratic, care nouă ne-a plăcut. Nu știu dacă atât ai criticat cât ai analizat foarte profesionist tot ce a făcut Ionel și echipa lui. Și vreau să spui acum ce am memorizat, că ai remarcat narcisismul așa ușor vizibil în piesele lui. Ce crezi că este neprofesionist aici? Am văzut că și Adrian Ursu a spus că ar fi schimbat vreo 7-8 cadre. De fapt, nu este prima lucrare audio sau video care mi expun părerea public. Odată ce... Am zis că ești primul care a criticat anume această lucrare. Așa. Da, deci și au fost motive. De fapt, eu fac o critică constructivă sau fac o apreciere critică decât critic fără argumente. Mi s-a părut o lucrare foarte calitativă și am scris că s-a depășit și Ionel profesional, Ionel Istrate și echipa Frației Spoială. În sensul că prea multă atenție ca imaginii s-a acordat artistului sau interpretului. Ar fi putut să aceste câteva cadre, imagini să-i se ofere personajului sau așa am citit eu cel puțin că este un videoclip despre o doamnă domnișoară, despre o eroină. Aș fi vrut să o văd mai mult pe ea, adică o față feminină era mult mai indicată în acest videoclip. E despre Ionel, nu despre o eroină, pentru că el a spus că sunt eu, cine într-adevăr. Da. Ce drept, el cântă sentimental și este bine ca omul pe parcursul vieții să se caute și să se găsească și să spună lumii cine este. Dar de ce zici că Ionel nu trebuia să fie în prim plan? Este piesa lui, el este interpretul. Oricum este un profil masculin și necesită a fi abordat prin prisma acestui. Adică vrei să spui că în toate videoclipurile care, nu știu, care apar, trebuie să fie permanent prezentă o femeie foarte frumoasă? Nu e adevărat. Trebuie să fie sau nu prezentă o femeie, dar și imaginea bărbatului din clip trebuie să fie interactivă cu cineva sau dacă e un alt gen de abordare, atunci altul. Dar mi s-a părut că prea mult atenție se acordă în acest videoclip anume artistului. Da, bine, este alegerea lui sau este o regulă în showbiz că, uite, artistul trebuie să fie în videoclip doar în măsură de 50% sau 70%? Sunt asemenea cifre? Nu, în genere, în industria muzicală nu există reguli, adică asta este o creativitate liberă. Fiecare creează și face ce vrea, mai ales în creațiile în care el investește și trebuie să arate lumea așa cum vrea și cum consideră că o să obțină succesul. Sigur că lucrarea este pentru piața rusească și se remarcă acest lucru. Crezi că fetelor moldovence nu le-ar plăcea de Ionel? Este arată foarte bine. Nu, le-ar plăcea și le place în continuare. Nu așa. Zic că nu. Adică aș zice că pentru un anumit segment de melomani, de oameni care ascultă și privesc videoclipurile muzicale, uite, pentru ăștia ar fi cazul să fie dezvoltată această istorie. Uite, și Teodor ieri a remarcat faptul că Ionel s-a descurcat foarte bine și la dans, pe partea asta de coreografie. Și vocea mi se pare foarte bine pusă la punct. Păi la capitolul ăsta nici nu discut. Deci atât așa. Interpretarea, cât ținuta scenică, dansul și astea sunt pe 10 cu 3D plus, am zis. Okay. Eu zic la capitolul de captarea imaginii prezența. Și prezența în videoclip. Mi se pare prea exagerată și cred eu, oricum, trebuie să fie definit stilul și cineva să-l ajute să-și pună limitele până unde ar putea să arate public. Oricum, cineva are o cenzură. Mi se pare că eu sunt mândră că acest videoclip este semnat de o echipă din Republica Moldova. Eu la fel sunt mândru și l-am felicitat și în public și în privat. Este la ora actuală una dintre cele mai bune producții. Și mai reușite, mai frumoase și mai calitative lucrări. Uite. Deși la tine în comentariu cineva a postat un filmuleț sugerând că Ionel s-ar fi inspirat sau echipa de creație s-ar fi inspirat un film, nu știu dacă ai deschis, eu am deschis și am văzut, un film cu imagini aproximativ, iată, uite că avem aici câte ceva, tot siberiene sau... Da, un, nu știu dacă este uite, o sugestie iată de imaginea plagiat, asta, parcă aș fi revăzut-o și la Ionel. Dar de inspirare, sigur că e ok să ne inspirăm și din aceste clipuri care au avut succes, de fapt, nu este unul nou. Am înțeles.